Până una alta, să nu uităm că este miercuri și dacă este miercuri, noi ne ținem întotdeauna de cuvânt și iată, vă prezentăm o rubrică pe care o vedeți în fiecare săptămână la noi. Vedetele se întorc acasă și să știți că la noi se întorc în fiecare săptămână. Iar una dintre campioanele gimnasticii românești, Larisa Iordache, a avut parte de o întâlnire emoționantă cu antrenoarea care a descoperit-o. Iar amintirile pe care le-au depănat sunt efectiv fabuloase. Vreau să vedeți acest reportaj făcut de frumoasa noastră colegă Irinel Galasiu. Clubul școlar și mai târziu clubul sportiv Dinamo i-au fost Larisa Iordache ca o casă pentru 10 ani. Aici a crescut, aici s-a dezvoltat și tot aici s-a întors în urmă cu 2 ani. Chiar dacă a trecut atât de mult timp de la începuturile în gimnastică, Larisa își amintește cu nostalgie de primii pași făcuți în această sală. Eram fascinată de tot ceea ce se întâmpla aici, vedeam cum toți copiii se dau peste cap, cum toți fac mișcări diferite pe care eu nu le știam și na, mi se părea wow, adică a fost ceva ce m-a atras din prima. Aici este doamna Mariana, prima mea antrenoare, adică mama mea de suflet, oarecum pot să zic asta. Cum era Larisa când ați descoperit-o? Cum era micuță la 5 ani? Pe Larisa, dacă un element nu ieșea, îi spuneam din start că eu nu mai am ce discuta cu ea pentru că nu este atentă și nu se concentrează asupra elementului. Și am zis, te rog frumos, dacă nu dorești să faci, te rog frumos, ieși afară din sală, te duci acasă și a doua zi, dacă te simți în stare, vii. Se agăța de bârnă. Mă puneam ceva de gen așa. Așa, așa. Și stăteai cu mânuțele așa. Da, și nu vreau să plec. Pare rău că ghinioanele n-au ocolit-o. Și au lovit-o asta prin n-și de mii de operații. Am 6 operații. Unde e? Am 3 la tendonul ahilian, una sub fesă, am avut o întindere musculară, după aceea s-a transformat în ruptură de ligamente și 2 la mână. Larisa Iar nu spunea niciodată dacă îmi doare ceva. Deci Larisa, cât timp am concurat împreună, Larisa a concurat cu entorsă la gleznă, eu văzând-o că de fapt era umflată și vânătă și am spus stop, nu mai concurăm astăzi pentru că te poți accidenta, mai rău de atât. Și a zis pofti, eu, dar n-am nimic. Cele mai dificile exerciții s-au părut mereu Larisei cele la paralele, iar cele mai frumoase au fost la bârnă, cel mai greu aparat. Echipamentul era, ți-ai strâns bine părul, Larisa, vezi că ți intră bretonul în ochi. Te rog frumos, spune-i mamei tale să-ți lege cum trebuie părul. Așa-i spuneți. Da. Ce sentiment este pentru tine în momentul în care te afli pe podium, te cântă imnul? Este un sentiment unic. Sunt momente în care sunt acolo pe prima treaptă și sunt mândră de mine și uitându-mă la persoanele dragi care sunt în sală și gândindu-mă la cele de acasă, mi se umple inima de bucurie și practic asta e mulțumirea mea. Dar sunt și momente când sunt acolo și se cântă imnul și mă gândesc, Doamne, să se termine ceva mai repede ca să mă pot duce să mă odihnesc. Pentru că practic asta e viața de sportiv. Urși pe prima treaptă, a doua zi de la capăt. Pentru mine a fost și este ca un viciu. Hai, dă din umed! Bravo! Hai! Mă țeam aici, jos! Cucerește-mă prin grația ta! Haide! Mai nu mai știu! Așa? Bravo! N-am avut timp să mă joc în fața blocului, dar mă bucur de acest lucru pentru că nu cred că mi-aș fi dorit asta. În schimb, nu am simțit, adică nu a fost atât de mult timpul petrecut cu familia, pe care mi-l doream, dar acum am șansa să fac asta și sper să fac cât de bine pot eu să fructific acest timp. Eu sunt omul de astăzi datorită acelei copilării. Parcul Carol din București este unul dintre locurile de suflet pentru Larisa Iordache. Aici a fost descoperită la vârsta de 5 ani de către Mariana Silișteanu și tot aici îi plăcea să vină să se joace cu fratele și cu părinții. Fratele, cu 5 ani mai mare decât ea, i-a fost întotdeauna sprijin, chiar dacă atunci când erau mici, se mai și dojeneau. Ne certam, ne mai băteam, dar atunci când se ducea la magazin și știu că îi rămânea rest, tot timpul își lua ceva de rest. Și practic el putea să mănânce pe drum cât venea acasă, nu? Dar venea acasă și mă întreba pe mine prima dată dacă vreau.
Și ziceam, ok, vreau, dar vreau să-l împărțim. Din asta eu mi-am dat seama că mă iubește super mult. Părinții înseamnă totul, pentru că, practic, ei mi-au dat viață, ei m-au ajutat și mă ajută mereu, mai ales în perioada mea din gimnastică. Au fost trup și suflet lângă mine și, bineînțeles, și acum sunt lângă mine, însă nu sunt atât de mult de acord să mai fac gimnastică, pentru că am întâmpinat foarte multe probleme de sănătate. Mama a fost și ea sportivă și tata la fel. Ei au încercat. Mama a făcut handbal de performanță, era una dintre cele mai bune jucătoare și țin minte că îmi povestea că ea nu a avut susținerea necesară din partea părinților, fiind patru frați, și a zis că trebuia să facă totul pe cont propriu. Tatăl meu a făcut hockey și fotbal și ei au încercat oarecum să facem ceva cu viața noastră și mama tot timpul îmi zicea, mai bine că te-am dus la gimnastică și am îndurat eu lipsa ta de acasă și că nu te-am avut acasă mai mereu, decât să stai în fața blocului să bazi mingea degeaba și să nu faci nimic, să nu ajungi niciunde. Bine, cu toate că n-am ajuns unde mi-am dorit eu, dar... Unde ți-ai fi dorit tu să ajungi și n-ai reușit? Mi-aș fi dorit să devin campioană mondială, asta pe primul plan, campioană olimpică, bineînțeles, și, nu știu, să mai simt încă o dată sentimentul ăla de concurs, bucuria aia.